Un incendiu puternic a avut loc în localitatea Călimănești din județul Vrancea după ce o explozie a avut loc la o magistrală de gaz. Din primele informații, cauza incendiului ar fi o eroare umană. Conducta de gaz a fost lovită de un utilaj care lucra la autostrada A7. Mai multe despre subiect ne spune colega mea Laura Buciu, editor al FNews. Bine te-am găsit, Laura. Care sunt ultimele informații pe care le ai? A fost stabilită cauza exactă a exploziei urmată de incendiu pe autostrada A7. Practic, magistrala de transport gaze naturale s-a fisurat și au apărut scânteii mecanice ca urmare a lucrărilor care se făceau pe acest șantier al autostrăzii A7, autostrada Moldovei. Știm că 4 oameni au murit, 5 au fost răniți grav, iar dintre cei răniți, 2 dintre ei au fost preluați de elicoptere SMURD de la București și Galați și transportați la Spitalul de Urgență Bagdasarașteni din București, respectiv la Spitalul Clinic de Urgență București, din cauza rănilor extrem de grave pe care le-au suferit aceștia. Spunea prefectul județului Vrancea, Nicușor Helici, că cei 4 muncitori care au decedat au fost găsiți carbonizați, iar în cazul a 2 dintre ei a fost extrem de dificil să se facă identificarea. Îți mulțumesc tare mult, Laura, pentru informații. Așa cum spunea și colega mea, 4 persoane au fost găsite carbonizate în urma exploziei la magistrala de gaz de la Călimănești, iar alte 5 persoane care au fost rănite au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Mai multe despre starea pacienților și despre cine erau pacienții discut alături de Katia Tănase, editor al FNews. Bine te-am găsit, Katia. Care este acum starea pacienților? Alice Isu Vrancea anunță că există, așa cum spunea și Laura, 9 victime în urma incidentului. 4 persoane au fost, din păcate, găsite carbonizate de către salvatori, iar alții 5 sunt răniți, dintre care 2 cu arsuri grave. Este vorba despre 2 bărbați de 61 și 53 de ani, victime ale exploziei de la magistrala de gaz de la Călimănești, urmată de incendiu, care prezintă arsuri pe 65, respectiv 40% din corp. Aceștia au fost preluați cu elicopterul și transferați la unități medicale din București, Spitalul Baldazar Arseni și Spitalul Floreasca din capitală. După consultul cu echipa medicală de specialitate, se va lua o decizie de îngrijire în țară sau, după caz, în străinătate, așa cum a fost și în cazul Crevedia, spune Rafila. Îți mulțumesc tare mult, Katia. Urmărim subiectul și revenim cu detalii pe măsură ce acestea apar.